Handbaliștii de la CS Universitatea Suceava și-au revenit repede după înfrângerea de la Călăraș și au reușit sâmbătă să se impună pe teren propriu în fața unui adversar extrem de incomod, CSM București, scor final 30-25. În ciuda lotului măcinat de accidentările multiple și destul de grave, universitarii au făcut un meci foarte bun în fața bucureștenilor, unul în care au impus ritmul cu care și-au obișnuit suporterii în campionatele trecute. Deși au început cu un oarecare trac, sucevenii și-au revenit la mijlocul primei reprize și s-au distanțat la 3 goluri în minutul 18, scor 12-9 și mai apoi la 5 goluri în minutul 23, când tabela arăta scorul de 15-10, diferență pe care au păstrat-o până la finalul primei părți, pe care au încheiat-o cu scorul de 17-12. Cu un joc foarte bun, mai ales în apărare, elevii antrenorilor Stelian Bursuc și Leonard Bibirig au greșit mai puțin decât adversarii lor și și-au mărit avantajul de pe tabelă la 6 goluri în minutul 43, 21-15 și chiar 8 goluri în minutul 48, 25-17. Diferența mare de scor a adus în ultimele minute o relaxare prematură în tabăra suceveană, dar universitarii au reușit să-i țină la distanță pe bucureșteni, încheiind partida cu o victorie și două puncte foarte importante în lupta pentru un loc de cupă europeană în fața unui adversar care era peste universitatea la capitolul experiență. Surpriza în acest meci a venit din partea jucătorilor aduși de la echipa a doua, handbaliști care s-au descurcat foarte bine în teren, lider fiind pivotul Șerban Matei, care a făcut cel mai bun meci din carieră de până acum, înscriind numai puțin de 7 goluri. Cel mai bun marcator al meciului a fost Răzvan Gavriloaia cu 10 reușite, urmat de Șerban cu 7, Cântec 5, Besarab și Petrea câte 2 goluri, în timp ce Mitrea, Țuțu, Țigănașu și Dumitraș și-au trecut fiecare în cont câte o reușită. Cu infirmeria plină, echipa de handbal a Universității Suceava este urmărită în continuare de ghinion. Pe lângă cei 5 absenți la acest meci, a lipsit din teren și extrema Mihuț Pancu, jucător care s-a lovit la spate la antrenamentul de vineri și nu a mai putut evolua în meciul de sâmbătă. Mai mult, în prima repriză a partidei cu CSM București, Bogdan Șoldănescu a suferit o luxație la un deget de la mână și a fost nevoit să părăsească terenul, același lucru întâmplându-se în repriza secundă și cu Adi Mitrea, pentru el accidentarea fiind o recidivă din returul campionatului trecut. Dacă Mitrea va reveni destul de repede la antrenamente, Șoldănescu va avea nevoie de cel puțin 2 săptămâni de pauză. Cu 8 jucători importanți la recuperare, antrenorul Stelian Bursuc speră ca în această pauză competițională de aproape o lună de zile să aibă la antrenamente măcar o parte din cei cu probleme pentru a pregăti cât mai bine meciul următor cu Știința Bacău. Iată și rezultatele înregistrate în acest sfârșit de săptămână. Pandurii Târgu Jiu, Universitatea Cluj 31-25, Știința Bacău, Dinamo Călăraș 30-27, HCM Constanța, Handbal Club Caraș Severin 30-18, CSM Ploiești, Potaisa Turda 16-29 și CSM Satu Mare Steaua 32-23. În clasament, CS Universitatea se află pe locul 6 cu 8 puncte, la doar un punct în urma ocupantelor locurilor 4 și 5, Handbal Club Odorhei și Dinamo Călăraș. Rapid CFR Suceava a fost din nou liderul seriei 1 din Liga 3 de fotbal doar pentru 2 zile și a trecut pe poziția secundă în clasament după ce SC Bacău a reușit să câștige duminică pe terenul ultimei clasate Politehnica Galați, scor 3-1. Grație victoriei de vineri de pe Aren cu 3-0, în fața celor de la Ceahlăul 2 Piatra Neamț, elevii antrenorilor Bogdan Tudoreanu și Ion Buzoianu se mențin în lupta pentru prima poziție la doar un punct în spatele liderului SC Bacău. Revenind la meciul cu nemțenii, doar 9 minute a durat suspansul în confruntarea dintre Rapid și Ceahlăul 2, contând pentru etapa a noua. Ceferiștii au început meciul în viteza a cincea și au deschis scorul după doar 6 minute de joc prin Romaniuc, care a reluat în plasă o minge centrată din corner de către Semeghin. 3 minute mai târziu, Ionuț Plămadă a făcut 2-0 și a risipit emoțiile din tabăra gazdelor cu un șut din interiorul careului la colțul lung. La adăpostul acestui rezultat, albvișinii nu au mai forțat, invitându-i pe nemțeni să iasă la joc. Aceștia însă nu au avut forța să amenințe poarta lui Pascal, astfel că până la finalul primei părți am mai consemnat 2 ocazii de gol în contul Rapidului, irosite de Semeghin și Ionuț Plămadă. Repriza secundă a curs fără mari ocazii de poartă până în minutul 70, când Golovka l-a executat pe golkeeperul nemțean cu un șut imparabil de la 25 de metri, consfințind practic victoria sucevenilor. Pentru Rapid au jucat Pascal, Bosancu, Hrimiuc, Florina Ileni, Oniu din minutul 81 Spătar, Golovka, Romaniuc, Stănescu, înlocuit în minutul 76 de Duman, Semeghin din minutul 73 Ionesi și Ionuț Plămadă, înlocuit în minutul 68 cu Ghiviziu. Nou promovată Sporting Suceava nu a mai repetat evoluția bună reușită în fața Rapidului în runda precedentă și a pierdut fără drept de apel cu 2-0 meciul susținut vineri la Panciu, contând pentru etapa a noua din Liga a treia. Vrâncenii au început în forță jocul și au trecut în prima jumătate de oră de câteva ori pe lângă deschiderea scorului prin Gălățeanu, Barna și Beșa, iar oaspeții au periclitat pentru prima dată poarta adversă prin Căinare în minutul 33, care a reluat slab dintr-o poziție foarte bună. Repriza secundă a început în aceeași notă de dominare a gazdelor, aceasta concretizându-se pe tabela de marcaj în minutul 52, când Bâră l-a învins pe Turiță din lovitură liberă de la 20 de metri.
Nici acest gol nu a avut darul să-i trezească pe suceveni, care au mai încasat un gol autor Gălățeanu 10 minute mai târziu. Așadar, victorie meritată a formației pregătite de fostul arbitru Ionică Seria în fața unei formații sucevene care a jucat departe de adevărata sa valoare. Pentru Sporting au jucat Turiță, Azahărioaie, Andronic, Guriță, Pantea, Dutciuc, Căinari, Apetri, Liutec, Negru și Buziuc. După victoria din meciul cu CSM București, antrenorul sucevenilor Stelian Bursuc a ținut să evidențieze jocul formației sale, dar mai ales al jucătorilor veniți de la echipa a doua, care s-au descurcat foarte bine, deși nu au experiență la acest nivel. Pot să spun că sunt mulțumit de jocul echipei și mai ales de cele două puncte câștigate într-un moment în care aveam mare nevoie de ele. Presiunea rezultatului s-a simțit în jocul nostru în debutul partidei, atunci când am jucat mai timorați, dar de la mijlocul reprizei întâi am prins mai mult curaj și ne-am făcut jocul. Apărarea a mers foarte bine în fața unei echipe cu o forță superioară la linia de 9 metri. Concentrarea foarte bună ne-a ținut în joc, iar evoluția bună a jucătorilor de la echipa a doua a fost o surpriză, chiar și pentru noi, dar mai ales pentru adversar, a declarat Stelian Bursuc. De partea cealaltă, antrenorul bucureștenilor, Robert Licu, s-a arătat foarte nemulțumit de evoluția elevilor săi, catalogând-o ca fiind cea mai proastă de când este la echipă. A fost cel mai prost meci de când sunt eu la echipă. Am făcut numai puțin de 22 de greșeli tehnice și nu aveam cum să câștigăm această partidă în aceste condiții. Mai mult, m-a dezamăgit foarte mult felul în care au tratat meciul, motivația lipsind cu desăvârșire, a mai explicat Robert Licu.